Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi astăzi cu Betty vom deschide, iată așa, o jucărie foarte frumoasă care se numește Mickey Lab. După cum vedeți, noi aici avem o păpușă foarte drăguță care stă pe un căluț mov. Acum noi vom deschide această jucărie și vă vom arăta tot ce este în ea mai de aproape. Iată, noi am scos jucăriile din cutie și dați să le vedem mai de aproape. După cum vedeți, aici noi am găsit, iată așa, un căluț. De ce culoare, Bete? De mov este. Este mov. Și căluțul este... Și coada este mov. Și coada este mov. Și are, iată așa, un păr foarte frumos, da? Tot este mov. Tot este mov și are și o clamă foarte frumoasă. Iată ce este clamă. Roși. Da, clama este roz. Și după cum vedeți, căluțul nostru are și niște păpucii foarte drăguți. Tot roși. Tot roși, cu niște floricele, da? Da. Și aici are așa niște chestii ca să nu se lovească la genunchi. Genunchieri, eu nu știu cum se numesc în română, că în caz că cade să nu-și lovească genunchii. La fel, încălțăminte de aceasta și iată așa chestii, mai are el și la picioarele din spate. Da? Da. Este un căluț foarte frumos. Și iată ce accesorii frumoase are calul nostru de culoare. Ce culoare au, Bete, accesoriile la cal? Are albastru. De culoare albastră. Este un căluț foarte drăguț. Și în acest set Mickey Lab mai era și iată așa o zână foarte frumoasă. Uitați-vă ce păr bucat are zâna noastră și ce aripioare de culoare roz, da? Da. Zâna este foarte frumoasă. În genere, setul este foarte frumos. Și cum, Betty, ți-a plăcut acest set? Da. Și ce ți-a plăcut mai tare? Zâna sau căluțul? Căluțul. De ce ți-a plăcut căluțul? E foarte drăguț la față. E foarte drăguț la față și ție, în genere, foarte tare îți plac căluții, da? Lui Betty, în genere, foarte tare îi plac căluții și dinozaurii, căci ea colecționează și căluți și dinozauri, da, Betty? Da. Da. Dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalul nostru YouTube. Pa! Pa!